Ce-a pus-o, bă, mungiu ăsta cu 4-3-2? De-aia și mers mintea. Merita primit cel mare. Cum să joci trei numere și să ceasă șase? Ăsta-i noroc porcesc mai de lămăza. Băi, pe Ștefule, mungiu nu e tipul care a câștigat la 6 din 49. E regizorul ăla român care a câștigat premiul cel mare la festivalul de film de la Cannes. Doamne? Din Franța. Din Franța? Și după ce a făcut toată chestia asta, a făcut o ședință foto într-un jacuzzi plin cu șampanie și cu manechine. Femei. Ce caut astea aici, că te crăp? Da! Ți-am zis să strângi masa după ce mănânci! Să speli vasele! Crești, dar n-am terminat, mămica, că n-am... Nu vezi că sună, n-am terminat! Ei! Uite, să dă naiba să vin și să găsesc masa în halul ăsta, că te... Ce mă fac o goașă cu vrăjitoarea, că mă de ce nu mă ajungi pe mine să ajungă în Franța? De ce? Aia că erai tu un regizor de step ca Mungiu, acum erai direct acolo. Ce film a făcut ăsta, mă? Un film? Nu știu, că nu l-am văzut. Cu avorturi. Cu avorturi? Ți-a ajuns și carul ăsta, mă. Priviște tot felul de porcării, filme cu măscări, cu... Mărlane, am zis avorturi, nu sex. Hai că-ți faci avort! Nu trebuie să rămâi una gravidă! Ca să rămâi gravidă, trebuie să faci! Bărbaia, mă înțelegi? Dacă făcea cu măscări, nu ajungea viața lui să câștige. Da. Filme de-astea poate să fac oricine, chiar și eu. Chiar și eu? Corect! Corect! Chiar și eu, ca să ajung în Franța! Mărlane, nu vrei să-ți aduc un diazepam? Că ai privirea aia care cere așa ceva. Cine credeți că vine la mine în emisiune? Un violator de câini. Nu țin minte să te fi invitat. Vine însuși Cristian Mungiu. Ăsta e un regizor care a câștigat la... Ce să zic eu ție de film, băi băiatule? A câștigat la Cannes, nu știu, ia uite la... La festivalul ăla la care o să câștig și-o la anul. Și la mulți ani. Să ne dea nebunii bani. La anul chiar nu să stai așa în fața mea, pupăză. Uvașa. Da, anul de casting la ziar, că eu mă duc să scriu scenariu, bă. Potorește, făi odată, că dai grea cu actul de creație. Să mă potolesc, a? Ca să poți tu să te închizi cu toate fufele alea pe care le chem la castinguri. Ia uite, dar de unde știi tu că e fufe? Ce ai mai fost tu la castinge? Da, am fost și eu, ce? Să te dea probă pentru o văcuță odată la un lapte și am fost, ce? Ai, și câte gălezi de lapte de aici? Ferdi!
Să dea naiba să alegi vreo flușturatică de aia care trebuie să se aplece ca să-i vezi talentul, că... Dar mai bine știi ce fac? Am să vin cu tine la castinguri să te ajut să le alegi. Fete serioase, decente, cu ochelari, ca să fii mai sigur. Mersi, doamne! Ce-ai făcut, măi? Dar n-am vrut! Lasă pe asta! Ce-ai făcut? Ai dat anunțul? Da, marcă banul. Că m-a costat 1.000.000 de lei. Las că te trec pe generic, la sponsori. Ne, n-am nevoie să mă treci pe niciun generic. Marcă banul. Acu! Hai, fată, să mergem. Ce avem de pierdut? E pentru Cantus, dai seama. Iubi! Am să-ți dau o veste. Tare. Merge la un casting pentru un film pentru Cannes. Ce film? De dragoste, Iubi. Dragoste? Adică cu pipăieri, cu mozoale, cu sărutări, cu dintr-astea? Chiarete, Cannes este un festival serios, așa că nu primește filme de-alea. Ce vorbești? Nu știu eu ce filme primește ăia. Păi eu n-am aflat cu ce a câștigat anul ăsta Mungiu cu ăștia premiul mare. Cu filme dintr-astea, cu măscări, cu cutare. Nu te duci la niciun festival. Eu nu sunt împins să-mi las iubitica în gura lupului. Auzi, de când îmi zici tu mie ce trebuie să fac și ce nu, a? Ei, uite, dar naibii că mă duc, că m-ai enervat. Hai, fata. Ia, uite-te la el. Ce-am ajuns eu cu pachetul lui? Chiorete, deschide ușa! Nici într-un caz! Chiorete, deschide ușa! Nu mă face că mă arunc pe geam, Chiorete! Vezi? Da! Suntem la 5. Chiorete, e prea sus! Deschide ușa, Chiorete! Ce face marele Carantino? Sau Cupola? Ai, băi, Ciulichi, fii atent aici. Lasă, Caterinca, că am un business grav pentru tine. Ce? Vorbești cu mogulul, cu patronul al tău, de, așa, să sponsorizeze și mie filmul. Și eu îți dau ție jumate din bani. E atent, dau jumate din bani. Plus de asta te bag și pe țeavă să fii producător. Știi cum e? Pe la producători trec toate actrițele înainte de casting. Mă înțelegi unde bat? Spargi-o, Vandam, când îți spun că eu răspund! Nu, că iar o să facă super scandal nebuna aia de Iulica. Mai bine așteptați până vine ea cu cheia. N-avem timp, deșteptule, că trebuie să ajungem la un film, la un casting de film, de fapt. Ce film? De dragoste! Iubito, tu te duci să-mi te pipăie toți regizorii și producătorii aia frustrați? Vandame, stai chill că oricum n-o să luăm castingul. Mergem și noi așa la Hoha, să vedem dacă avem talent. Iuri? Nu mai ești dragă la cabinet? Ai timp de castinguri? Îmi găsesc. Dacă asta poate, eu de ce să nu pot? Și în plus, dacă devin actriță, o să avem mai mulți pacienți la cabinet. Că știi și tu cum sunt nebunii. Se visează cu actrițe. Așa e. Good morning. Hai. Păi ce căutați, mă, aici? Că e casting de gagice. Știm, dragă, că noi l-am organizat. Ce? Bună ziua! Good morning! Eu sunt producătorul filmului. He's the producer! Îmi pupă ză G. Grigoraș. Îmi pupă ză G. Grigorian. Și dânsul este regizorul, Mărlanu Ferdinand. Întâiul. The first.
Dă-mi că te găsești ce mă faci pe mine, flori. După cum bănuiesc că știți din anunț, filmul este unul de dragoste. The movie it's from the announce, it's a love movie. Și este produs de televiziunea la care eu lucrez. And this produs from the TV where he works. Și destinat festivalului de la Cannes. From the festival from Cannes. Quale și ulcele? Titlul filmului... The title movie... Este Ghici cine-i soția. Yeah, who's bed? Adică cine în pat? Și avem nevoie de trei grații feminine. We need three gratii. Dar mai bine să-l las pe domnul regizor să vă explice să el. Să vă explic eu? Vă mulțumesc, domnul producător. Așadar, să începem cu păluga din cod. Doamna mai înaltă, dacă puteți să ne recitați ceva, două replici dintr-un film celebru, ce vreți, din Shrek, din ce... Ceva, dar cu interpretare, da, să da, spuneți, doamnă. Cu interpelare. Bârlane, îți bagi joc de noi? Extraordinar! Ce naturalețe, ce nervi, ce... O notez. Pico, că-i babă. Iorold. Grema, Iorold, picară-ți. Dudea, ciocolățica de lângă. Zici, bă, tare ceva, dar cu o interpretare, pe cox, așa. Auzi, umflatule, ciocolățica ai tu în cap și ăla care te-a lăsat să faci filmul, da? Doamne, doamne, cum s-au nimerit toate talentele astea la noi? Ce câtă forță de exprimare, cât simți ura care vine din suflet, că... Mă notez. Pico și pasta, că nu pot să bulănesc, mă rupe chiorete. Trebuie să vă bulănesc, că-l pică, că... Și ați fost, ați picat ăla. Ați fost pabuche, pabuche, eu v-am zis foarte bună, foarte bună. Paf. Domnișoara de lângă... Nu mai sunt domnișoară, fătălăule. Au. Că Van Damme e bărbat, nu ca alții. Pică obraznica. De ce, ce-a vrut să zic? Vezi, mă, odată, până vine Van Damme, poate... Nu e, mă, cine știe ce de capă e coștiu. Lasă, Pico. Adică! Nu, stați liniștit, nu-l băgați în seama, ați picat. Așadar, conform listei în măsură, deci au fost ales următoarele trei domnișoare. Ia zi, pe cine ales? Tau, Titanicul. Mă dărăcu. Sper că nu ar fi pupezele astea trei. Scuze-mă, pupeză. Ia zi, repede, pe cine ales? Amara, pe cine să aleg, dragă? Păi ele trei, păi... Ce ai de spatele Titanicului? Bărcuțele de salvare. Merge? Motor? Acțiune! Zi! Iubitule, eu te iubesc ca sarea în bucate. Așa de mult te iubesc. Hai la următoarea. Iubitule, eu te iubesc ca zahărul din prăjituri. Așa de mult te iubesc. Hai și tu. Iubitule, eu te iubesc ca ceafa de porc la grătar, ca jumările cu ceapă, cârnații unsuroși. Ce vreau mai fac? Mărlane! În scenariul scrie că telespectatorul trebuie să aleagă. Tu ai zis asta. Eu am zis, eu n-am trebuit. Atunci, păi dacă trebuie, hai mai tragem o dată. Ce vorbești? Ăsta
face special să se pupe cu noi, mă. Ia-o și pe asta, ce idiot fac eu spre ea, așa-i, dragoste! Ce pupază? Ce, bă, bă, să nu care ne-a tăiat fondurile? Mi-a dat țeapă, Mungiu. Nu mai vine în emisiunea mea pentru că dă interviuri pentru americani, mă! Dă-l bun! Faceți voi ceva, că el e producătorul filmului, mă, zoriți-l un pic, împăcați-l, crede ce sunt săracul de aia, mă duc că mă taie. Pauză? E, dacă e pauză, atunci dă-mi mie camera, mai bine? Să șterg obiectivul. Ce mă fac, mă, pe cine invit eu în emisiune? Pauză? Dar de ce nu-l inviți tu pe Mârlanu? Că doar face film pentru Cannes. Tu-ți dai seama, e super publicitate. Mai ales că e și tu producător. Ești genială! Ești genial! Deci, din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și pe coada lui scria E-M-A. E-M-A, nu, nu E-M-A. Din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și pe coada lui scria a câștigat negresa. Nu. Din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și pe coada lui scria cum o chema patria. Doamnelor și domnilor, revenim la discuția cu viitorul câștigător al Marelui Premiu de la Cannes și trecem la filmul propriu-zis. Când l-ați trimis jurului de la festival? Adineaori. De-abia l-am terminat de montat. De fapt, nu eu, asistenta mea, Angel... Angelica, care este o fată deosebită, să știți, extrem de muncitoare și n-am niciun interes să o perii, că între noi nu e absolut nimic. Ce? Da. Ce mai avea super mult? Înțeleg, dar spuneți-ne câteva cuvinte despre film. Da, este un film 100% de dragoste. Trei doamne iubește simultan un domn. Adică eu, eu. Da, e senzațional, dragi prieteni, iată. Exact, domnul, adică eu. Vrea să se căsătorească, dar nu se poate hotărâi cu cine, pentru că toate este... E marfă de marfă ce am băgat gagici în filmul ăsta. Și ca să se decidă să se hotărească el, adică le pune pe fiecare să-i facă câte o felație de dragoste. Câte o declarație de dragoste, vreau să spun. Finalul este fără final. Aici lăsăm telespectatorul să decidă pe cine aleg eu, adică domnul. Dar mai bine, haideți să vedem imaginele aduse de domnul Mârlanu ca să ne facem o idee, așa, regia, caseta, vă rog. Iubitule, eu te iubesc ca sarea în bucate. Așa de mult te iubesc. Hai la următoare. Iubitule, eu te iubesc ca zahărul din prăjituri. Așa de mult te iubesc. Ia, ești convins acum, ia? Eu zic că pupăză, nu... Păi dacă Mârlanu i-a făcut chestia asta, îți dai seama tu la ce a obligat o pupăză să-i facă, bă? Că el e producătorul. Așa, pupăză, ați inventat tâmpenia asta de film numai ca să ne bulăniți fetele, a? Păi, Vandana, tu ai nebunit? Nu invenții, mă, asta este film artistic, mă, e pentru Cannes! Cășmările, cu ceamă, cârnații, unsuroși, ca...
Grea alegere, iubitele mele! Dați-mi voie să mă retrag într-un loc de taină și să reflectez. În Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și pe coada lui scria a câștigat negres... Nu, n-a câștigat. În Oceanul Pacific a ieșit... Ce este, Mărlane? Nu știu. Ăsta e film artistic pentru Canmo, umflatule. Da. Dar știți ceva? Vă omor, mă! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Mărlane, ai primit un plic din Franța, mă. Păi sictir de ce. Să nebunești! Ăia de la Cannes au nominalizat filmul la categoria scurtmetraj neconvențional, mă. Păi mâine trebuie să fie acolo.